această dorință de perfecționare, de a juca mereu la nivel maxim pe care a avut-o ca fotbalist, oare acum și ca antrenor. Din nou gol! Gol înscris de Boboc. Se face 6-2. De fiecare dată când a luat gol, farul a reacționat instantaneu. Boboc reușește să puncteze. Nu este un om care să înscrie deosebit de des, de frecvent. De fapt, nu mai punctase de foarte multă vreme. Ultimele goluri, ultimul gol în noiembrie 2019, mai bine de 2 ani, atunci înscria într-o victorie în fața Chindiei. Iată gol pe o mare greșeală lui Sterian, face dubla hefte, cel care în tur a reușit să dea un hat-trick, 7-2. În sfârșit Hagi este liniștit. 7-2 și al 14-lea gol marcat de hefte în acest sezon. Este un record pentru echipa lui Hagi în Liga 1. Sigur, aici iau un calcul și pe viitorul. Niciodată viitorul n-a marcat 7 goluri într-un meci din prima divizie. Probabil că a apărut și oboseala. Patru contra trei, iarăși va fi greu pentru Clinceni să se apere. A plecat Adi Petre, Mihnea se duce în dreapta și este gol marcat și de Moldoveanu. 8-2, al doilea meci consecutiv cu gol pentru acest fotbalist pe care, iată, Hagi încearcă să-l reinventeze. Tânărul Moldoveanu, o mare speranță a lui Dinamo. Fotbalist care însă a avut ghinionul unor accidentări extrem de grave pe vremea când făcea trecerea de la junior la seniori. Două goluri înscrise în două etape consecutive. A marcat și cu voluntariul. El nu mai punctase pentru Dinamo din iunie 2020. Se făceau în curând 2 ani. 8-2.